Domnule Bobocă, traversăm o perioadă extrem de complicată, cu multe semne de întrebare. Va invada sau nu va invada Vladimir Putin Ucraina? Dar fiind faptul că aseară am văzut că a recunoscut independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Ce șanse există să rezolvăm acest conflict pe cale diplomatică, așa cum ne dorim cu toții? După ce ieri, în mod oficial, la cel mai înalt nivel, Federația Rusă a confirmat, a recunoscut, să spunem, independența celor două provincii din Ucraina, am putea spune că deja au intervenit. Sigur, oamenii se gândesc de cele mai multe ori la intervenția militară, da? Și văd tancuri și avioane. Dar acesta este o intervenție cu bocancii în independența, în suveranitatea unui stat. Da? Este o încălcare a dreptului internațional. Ucraina este un stat național, independent, recunoscut ca atare până acum de toate celelalte state din lumea asta, parteneri de discuții, de dialog și pentru Uniunea Europeană și pentru NATO a fost în această perioadă. Iar ceea ce s-a întâmplat deja, din punctul meu de vedere, este o încălcare și o intervenție, chiar dacă încă nu e militară. Deși, în cele două regiuni, ați văzut că ordinul a fost acela de a, mă rog, apăra civilii, da? Noilor state recunoscute ca fiind independente. Asta nu creează... Asta a spus președintele Federației Ruse. E periculos, mi se pare așa, că parcă încă trăim într-o epocă, da? în care fiecare niște după vremuri putere la care nu ne-am fi imaginat că cu cât avea armata mai mare, mai lua niște teritorii, mai anexa niște... Sigur, înțeleg că Federația Rusă își vrea în continuu nu să-și recapete oarecum această poziție de lider mondial. Dar până la urmă, cred că sunt și alte mijloace. Nu, ai putea să încerci să faci asta economic. Ai putea chiar, la cât de mare statul ăla, ai putea să fii un exemplu pentru alte state mai micuțe, inclusiv de democrație. Din păcate, sigur că va trebui comunitatea internațională să sancționeze aceste intervenții brutale și mi se par mie anacronice. Parcă trăim într-o altă epocă. Dar cred că dincolo de asta, sigur, ne uităm și noi, se întâmplă într-o țară vecină. Dar cred că cel mai important e pentru România altceva. Poate ăsta primul moment adevărat în care simțim, sau tocmai poate nu simțim suficient ce ar fi înseamnă să nu fim în NATO și în Uniunea Europeană. Mă gândesc, oare cum ar fi trăit noi aceste momente, cu ce panică, cu ce îngrijorare, nu? În anii 90, să spunem, când nu eram în Uniunea Europeană, nu eram în NATO, sigur, da, eram state care aveam un dialog în Europa, dar nu eram membri acolo. Oare nu eram astăzi cu mult mai îngrijorați? Vedem ce înseamnă totuși apartenența la aceste comunități serioase, importante, de lumea occidentală, ne dau oarece siguranță. Și dincolo de siguranța fiecare dintre noi, da, nu cred că cineva e îngrijorat astăzi în România că vom intra în vreun război sau că ne va afecta. Deci nu au românii de ce să se îngrijoreze? Păi, sigur că nu, e mult prea departe. Niciodată nu spui niciodată, dar e mult prea departe o astfel de amenințare. Dar dincolo de asta, dincolo de amenințarea pe care o percepem fiecare dintre noi sau noi ca popor, și mai important este stabilitatea și siguranța dată de apartenență la aceste alianțe ale noastre din punct de vedere economic. Da? Sunt investiții străine în România. Într-o țară cu risc mare, oamenii care vin și investesc, primul lucru, își pun problema siguranței investițiilor. Nu? Și în astfel de situații tensionate în regiune, iată, la granița noastră, într-un stat vecin, și-ar fi putut pune problema să plece cu niște investiții de aici, care însemna pentru noi pierderea multor locuri de muncă și altele. Iată, de asta spun, poate ăsta e primul moment din istoria noastră, poți de decembriță, când simțim avantajele, le percepem mai concret, nu doar așa în teorie, că le înțelegeam cu toții. Le percepem mai concret avantajele apartenenței la aceste cluburi select, într-un fel, nu Uniunea Europeană și NATO, care, iată, se fac cu niște costuri, da? Înseamnă că trebuie să respectăm niște rigori, să încercăm și noi să reformăm acolo unde lucrurile încă nu sunt foarte bine puse la punct, dar iată că merită. Cred că ăsta e motivul, e momentul în care putem să spunem cu adevărat, da, merită. Nu doar credem că merită, ci vedem că merită.